eu sunt Alina. Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Azi ne revedem pentru ziua numărul 5 din meniul pentru slăbit. Iar eu mă încep dimineața cu un pahar de apă și lămâie. E foarte revigorant. Îl voi bea pe acesta. Iar după jumătate de oră voi lua micul dejun. Pentru micul dejun, azi vreau să mănânc brânză cu roșii și cu pâine. Am aici o brânză cottage cheese, care mie îmi place foarte mult, în care voi adăuga puțin mărar și pătrunjel și puțină sare. Lângă voi tăia roșia, îmi voi cântări exact cantitatea de pâine și vă arăt imediat cum le pregătesc. Odată ce am terminat de amestecat brânza, o voi pune pe farfurie. Apoi voi tăia roșia. Și pentru că am cumpărat o pâine destul de mică, azi voi mânca două felii, dar oricum le voi cântări. Prima felie și a doua. Este sub 50 de grame, chiar dacă am două felii, așa că va fi suficient pentru azi. Pun și pâinea aici. Pentru micul dejun, azi mi-am pregătit brânză cu mărar și pătrunjel, două felii de pâine și o roșie. Bineînțeles, vouă, dacă nu vă place brânza amestecată cu mărar sau pătrunjel, puteți să omiteți acest lucru și de asemenea puteți să alăturați brânzei legumele voastre favorite. Dar mie mi se pare că brânza și roșiile fac o echipă foarte bună. Îmi voi pregăti orez cu ciuperci. Aveți rețeta mea pe canalul de YouTube, dar am să vă las și în cutiuța cu descrieri, cu mențiunea că în loc de orez alb voi folosi orez brun și la final nu voi mai adăuga unt. Am terminat de gătit orezul și voi merge să-l pun într-o farfurie. Pentru prânz mi-am pregătit orez brun cu ciuperci, așa cum v-am zis, regăsiți rețeta pe canalul meu de YouTube. Iar eu astăzi voi servi orezul împreună cu gogoșari în oțet. Voi puteți să mâncați alături de alte murături sau de o salată din legumele voastre favorite. Și pentru că nu mi-a fost foarte foame, am decis să aștept ora cinei fără să mai iau vreo gustare, dar țin să vă reamintesc să beți apă. Eu sunt la paharul cu numărul 7 deja pe ziua de azi. Mai am puțin și mi-ating targetul de apă pe care trebuie să o beau în decursul unei zile.
pentru cină îmi voi pregăti o ciorbă de fasole verde, iar pentru asta am nevoie de 2 cartofi medii, 2 morcovi mai mici, o ceapă. Am aici fasole verde congelată, eu cumpăr o cantitate mai mare de fasole verde pe care o fierb în apă cu sare până când se înmoaie sau pot străpunge cu furculița prin ea și o pun în congelator alături de mărar. Mi se pare că are un gust foarte bun așa și îmi pregătesc întotdeauna câte o porție, exact cât îmi trebuie ca să-mi fac o ciorbă. O vom folosi așa direct congelată, nu o vom decongela, iar pe lângă asta vom mai avea nevoie de ulei și puțină sare. Am să încep prin a toca ceapa. Să dau drumul aragazului. Voi adăuga puțin ulei. Iar odată ce oala s-a încins, voi adăuga morcovul și ceapa pe care le-am tocat anterior. Și imediat voi adăuga și fasolea verde. Odată ce fasolea verde s-a topit și a început să se gătească, vom adăuga și cartofii. Și vom adăuga apă caldă. La fiert. Pentru cine azi am decis că voi mânca ciorbă de fasole verde. Este una dintre ciorbele mele favorite, mai ales atunci când fasolea verde e în plin sezon. Și cam asta va fi ultima masă pe ziua de azi. Eu sper că v-a plăcut acest video, sper să le urmăriți și pe cele care vor urma. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like, un share, nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube pentru a fi mereu la curent atunci când încarc un video nou. Iar noi ne vedem la clipul următor. Bye.